Covrigei cu sosan și cu brânzică. Ia, bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face covrigei cu sosan. Aici am sosan, deci o să ne trebuiască cât este nevoie. Am 200 de grame ca să-i dăm prin acești susan. Covrigei. O să avem nevoie de 60-100 de grame de brânzică sărată. Acum fiecare pune după gust, cât de concentrat vrea să se simtă gustul de brânză. Brânză de burduf, brânză de oaie, ce vă place. Apoi, vom mai avea nevoie de 200 de grame de unt. Unt, margarină, untură, ce doriți. Un ou, eu l-am cântărit, are 66 de grame, este un ou mare. Și eu am să pun astăzi făină de orez sau făină albă, ce aveți. Deci cât intră, o să începem să adăugăm puțin câte puțin și o să vedem la urmă cât ne rămâne. Am 500 de grame. Eu îi dăm prin susan. Voi pune untul, am 200 de grame de unt. Puteți pune și margarină și untură și chiar și ulei puteți pune. Voi adăuga o parte din făina mea de orez. Așa. Sare nu pun pentru că brânzica este sărată și la sfârșit, după ce ați făcut aluatul, gustați. Și dacă mai e nevoie, adăugați puțină sare. Și acum să amestecăm untul cu făina mea de orez. Așa. După ce am amestecat bine untul cu făina, o să punem și brânzica. Și oul. Și acum o să le amestecăm pe toate. Încet, încet. Așa. Amestecăm așa bine totul. Și acum o să punem pe masa de lucru. Să mai adăugăm puțină făină. Așa. Și voi pune puțină făină aici pe masa de lucru. Aceasta este făină de orez. Dar puteți face și cu făină și albă. Acum să frământăm puțin. Acesta este aluatul și acum să dăm formă la covrigei noștri. Vom lua așa câte o bucată și o vom întinde. Și întindem așa, ca să dăm formă la covrigei. Am să-l bat cu puțină cocruculiță. Să-i ungem. Să-i putem pune direct în albușul nostru, vedeți? Așa, numai că sunt foarte, foarte delicați. Așa. Acesta este primul. O să-i facem imediat pe toți. Așa, facem cerculețele. Unim așa bine. Le facem pe toate. Am să-i ung așa mai întâi. Și ungem cu albuș. Este mai bine cu albuș. Dăm deoparte. Și acum îi dăm prin susan. Și luăm așa și îi răsucim așa în susan. Așa peste tot. Vedeți? Așa. Și îi așezăm așa aici în tavă.
Și acum îi voi da la cuptor. Ia să vă arăt. Fierbinți. Ia uitați. Covrigii. Așa, să-l întorc. Uitați-l cum arată pe spate. Așa. Îi punem așa pe farfurie. Vedeți? Așa. Covrigii. Sunt abia scoși din cuptor. Uitați cum arată. Sunt frageți, frageți, frageți. Așa, să vedem dacă sunt buni. Cu făină de orez. Covrigei. Îi puteți face și cu făină albă. Sunt mai rezistenți. Cu făină de orez sunt foarte, foarte, foarte delicați. Vă mulțumesc. Vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vedem și mâine dimineață cu noi rețete. Pupici, o zi frumoasă și vă mulțumesc că ați fost în direct cu mine astăzi și mi-ați ținut companie.